Elaborarea strategiei a început la 1 noiembrie, iar finalizarea acesteia, mai spus, trebuie să aibă loc în luna martie anul viitor. Având o durată de aplicare de 6 ani, din 2024 până în 2029 inclusiv. Reprezentanții companiei câștigătoare au precizat că elaborarea strategiei va deține un calendar de activități care va include mai multe etape. Analiza informațiilor disponibile public despre destinație, o serie de cercetări cantitative de măsurare a percepției și așteptărilor stakeholderilor și autorităților, operatori din industria ospitalității și, bineînțeles, turiști, identificarea unor exemple de bune practici din destinații similare, interviuri și focus grupuri de calibrare a strategiei. Să discutăm puțin despre eveniment. La jumătatea lunii iulie am început să organizăm la scena din Piațeta Casino a stațiunii Mamaia evenimente. Această scenă am adus-o în stare de funcționare. Am adus acolo o serie de spectacole cu diversi artiști cunoscuți din România. De ce? Pentru a oferi turiștilor existenți în stațiune un mod plăcut de a petrece seriile de weekend, având în vedere că acești turiști sunt plătitori de taxă de promovare de 1% și este normal să întoarcem în favoarea lor astfel de servicii de entertainment. Evenimentele au fost concepute, după cum se știe, cu un artist la 30 de minute și un artist la 60 de minute, sprijiniți de un prezentator profesionist. Am realizat totodată filmări profesionale la aceste evenimente, cu un card de reportaj și 8 camere plus dronă, și le-am difuzat live pe o televiziune regională, cât și online pe paginile de Facebook ale televiziunii respective, Primăria Municipiului Constanța și OMD Mamaia Constanța, unde ne-am bucurat de un număr apreciabil de vizualizări. Totodată ne propunem să revitalizăm Piațeta Perla din Mamaia, cu începere de la finalul lunii iunie, mai exact probabil de Rusalii, cu evenimente în cadrul acelei piațete. Totodată ne propunem să facem câteva filme de promovare asupra destinației turistice Mamaia Constanța și v-am transmis printr-un comunicat de presă luna trecută ce anume am inițiat în acest sens. Totodată ne propunem să facem și câteva infotripuri pentru partenerii externi, atât pentru partenerii media, cât și pentru tur operatori. Vom avea de ales ori în mini-vacanța de 1 mai, ori în mini-vacanța de Rusalii, sau probabil în weekendul ce va avea loc odată cu festivalul Neversea. Bineînțeles, vom continua publicitatea în mass media națională, în internet, cât și pe rețelele sociale. Vom fi prezenți la târgurile de turism. Și aici baza o punem pe târgul de turism de la Romexpo din februarie 2024, dar bineînțeles și alte târguri din exterior în momentul în care ministerul va publica sau va comunica oficial care este lista de târguri agreate pentru 2024. Totodată dorim să încheiem noi parteneriate la evenimentele majore din stațiune. Totodată așteptăm propuneri din partea patronatelor asociate cu noi în OMD referitoare la proiecte pentru 2024. Ei bine, aceste propuneri de proiecte se vor discuta în adunarea generală a asociațiilor și, bineînțeles, după aceea le vom bugeta. În mai începem la casino. Există o explicație, există o rațiune. Casinoul din Mamaia este punctul central al stațiunii. Tot timpul acolo s-au desfășurat evenimentele. În jurul casinoului s-a construit povestea stațiunii Mamaia. Dacă la casino intenționăm să organizăm evenimente artistice, la Piațeta Perla ne-am propus să începem să organizăm evenimente pentru copii. Așadar, considerăm că zona aceea se va umple undeva după jumătatea lunii iunie și este foarte important că în momentul în care organizăm evenimente acolo să avem și publicul aferent. Nu ne putem permite să organizăm evenimente fără a avea o audiență potrivită. Seria aceasta de evenimente, care eu o voi propune să fie una generoasă, va avea o anume greutate financiară și va trebui să ținem lucrurile sub control din punct de vedere financiar. Totuși, nu ne bucurăm de un buget foarte, foarte mare. În urma discuțiilor cu patronii din zona casinoului, a rezultat în această vară că e bine să deschidem de la 1 mai,
iar ei să aibă încredere și curaj pentru a deschide unitățile. Totuși este un business privat și ei știu cel mai bine când anume se deschidă, când anume se deschidă. Eu și echipa OMD ne facem datoria să susținem aglomerația de turiști în zona cazinoului, începând cu data de 1 mai. Anul acesta va fi o mini-vacanță generoasă din ce am studiat calendarul. Și eu cred că două evenimente în mini-vacanța de 1 mai, iar după aceea continuarea lor undeva pe 1 iunie și tot așa, până undeva la 10 septembrie, e o activitate bună. Din punctul meu de vedere, dacă aș avea buget, aș face zi de zi. Din punctul meu de vedere, așa cum este proiectul, în momentul de față, apare o reducere, vă rog frumos, deci din punctul meu de vedere, așa cum este proiectul, apare o reducere a numărului de locuri de parcare de pe bulevard. Noi, în momentul de față, acolo avem aproximativ 750 de locuri de parcare. Ele nu sunt utilizate neapărat de turiști, cât sunt utilizate de constanțenii care aleg pe seară să vină în stațiunea Mamaia. Acum proiectanții au făcut o propunere. Această propunere încă nu este validă. Știe toată lumea. Probabil se pot schimba lucrurile. Eu sunt partizanul ca locurile de parcare de pe bulevard să rămână într-un număr cât mai mare. Eu sunt partizanul că suntem într-o stațiune turistică unde viteza de deplasare trebuie să fie una redusă, deși avem nenorocul să fim traversați de un drum de legătură cu un oraș important din județ, și anume Năvodariul, asta este, dar totuși venim în vacanță să ne plimbăm și să circulăm încet, nu suntem la raliu, nu suntem la concursul de viteză în stațiunea Mamaia. Aceasta este opinia mea personală. Eu cred că lucrurile până la urmă vor cădea în picioare într-un mod potrivit, cred. Sunt convins, încet, încet, din aproape în aproape. Nu pot estima, fiindcă chestiunile acestea legate de promovare, de publicitate, au roade undeva mult mai târziu. Noi, în anul acesta, am început activitățile acestea. Nu știu când anume se vor concretiza, dar știu un lucru că se va întâmpla. Numărul de turiști străini va crește. Ar fi trebuit, nu știu, să închid ochii sau să mă facă un văd și să angajez vreo 4-5 persoane, aș fi avut probabil rezultate mai bune și aș fi muncit mai bine. Am încercat să suplinesc cu activitatea mea personală, consumând foarte multe ore și foarte multă energie, fiindcă am vrut ca oamenii care lucrează la OMD să se aleagă din aproape în aproape. Acesta este un prim reproș. Un al doilea reproș este că am devenit zgârcit cu banii publici. Deși toată lumea îmi spune că în momentul în care cheltuiești puțin și rezultatul este unul mic. Mai bine cheltuiești mai mult pentru un rezultat mediu. N-am reușit să scap de această povară a mea personală. Sunt un om zgârcit cu banii publici. Bugetul, în primul rând, am estimările și cifrele lui 2022, respectiv 2023. 2022 și 2023, pe taxa de promovare turistică pe care o plătesc agenții economice, acolo am o medie, de obicei se cam păstrează de la an la an. Taxa turistică de 1% o cam știu. În principiu, din taxa turistică, cred că vreo 500-600 de mii de euro pe 2023. Nu i-am încasat încă, nu m-am atins de ei, ca să știți. Am funcționat cu finanțele din anii trecuți. Am fost băiat prevăzător și am pus și niște bani deoparte pentru 2024 și banii din 2023 plus rezerva care am pus-o deoparte plus ce vine în 2024 pentru a avea un buget mai mare, căci acesta a fost curajul cu care m-am dus la târgurile internaționale de turism. Nu ne-am dus acolo doar să ne plimbăm. Știam că în momentul când ne întoarcem de acolo și începem să lucrăm din aproape în aproape pentru concretizarea ideilor ce au apărut în întâlniri, vom avea nevoie de buget. Mizez pe vreo 600.000 de euro din taxa turistică, pe vreo 250.000 de euro din taxa de promovare, deci 850.000 de euro și cu vreo 400.000-500.000 de euro puși deoparte. Asta ar însemna să intru la 1 ianuarie 1.000.000 și ceva, plus banii din 2024, alți 850.000. Deci probabil, dacă ar fi să fim risipitori, am putea să consumăm vreo 2 milioane în 2024.
Dar vă asigur, cât voi fi eu președinte, nu se va întâmpla acest lucru. Nu se impune niciun fel de creștere a taxei, ferească Dumnezeu de așa ceva, nu se impune o creștere a cuantumului taxei plătite. Cu alte cuvinte, un număr mai mare de turiști și un număr mai mare de agenți economici care desfășoară activitatea, deși taxa de promovare a agenților economici este una fixă, o cunoașteți cu toții. Cu cât avem mai multe autorizații de funcționare emise, cu atât strângem mai multă taxă de la agenții economici. De la turiști se știe, este 1% din valoarea cazării fără TVA. Ne dorim, după aprobarea bugetului în AGA, să comandăm două filme de promovare. Unul scurt și unul lung. Unul scurt, probabil de 7 minute, sau 8 maximum, iar unul lung, probabil, de prezentare a Constanței, în stilul lui caracteristic, evident, și este unul de succes, de vreo 25-30 de minute. Cred că am să fac și intenționez să iau la târgul de turism Romexpo și câteva muzee din Constanța, în zona dedicată municipiului Constanța, fiindcă acolo voi avea două zone, oarecum întrepătrunse, Mamaia și Constanța, că sunt foarte mulți. Aș vrea să vină și Muzeul de Artă și Muzeul de Istorie, respectiv Muzeul de Artă Populară, aș vrea să prezint și etniile, aș vrea să prezint și Teatrul Oleg Danovski cu un număr artistic acolo. Mă gândesc la mai multe, vedem cum se vor lega. Lucrurile nu sunt neapărat cum îmi doresc eu sau echipa de conducere, trebuie să aibă și suport legal. Am văzut un lucru foarte, foarte bun la Londra, regiunile se prezentau foarte bine, nu neapărat țările. Țările aveau numele expus acolo ca să știe, dar regiunile se promovau, pachetele erau integrate în regiune. Din pricina aceasta, noi acum dorim să demarăm, eu și structura de conducere a OMD-ului județean de data asta, înființarea OMD-ului regional, ca să ne putem prezenta cu Dobrogea. Și în momentul în care OMD-ul regional Dobrogea va fi înființat, atunci pachetul turistic va fi unul foarte larg din punctul meu de vedere complet, litoral plus delta Dunării plus istoria Dobrogei, care, o știe toată lumea, este una extrem de bogată și de atractivă, poate nu neapărat din punct de vedere al luxului, poate nu neapărat din punctul de vedere al preciziei traseelor turistice, dar este totuși o istorie interesantă și bogată.